Primăria Suceava analizează posibilitatea majorării taxei de salubritate, care în prezent este de 5 lei pe lună pentru persoane fizice și de 6 lei pe lună pentru persoane juridice. Primarul Ion Lungu a explicat că municipalitatea nu reușește să acopere costurile pentru ridicarea gunoiului și de zăpezire. Primăria le datorează celor doi operatori de salubritate, de Asil și Flor Construct, peste 1 milion de euro. Noi am plătit sau avem de plată pentru luna decembrie 400 de mii, pentru luna ianuarie 500 de mii. Sigur că noi am plătit 1.500.000 de mii în luna ianuarie, de exemplu, la salubritate. Am mai plătit încă vreo 700 de mii în această lună. În Suceava sunt 86 de mii de persoane fizice și 35 de mii de persoane juridice care trebuie să achite taxa de salubritate. Primăria ar trebui să adune lunar de la plătitori suma de 64 de mii de lei. Asta în condițiile în care numai ridicarea gunoiului menajer costă între 800 de mii și 900 de mii de lei pe lună. La aceste costuri se mai adaugă pe timp de iarnă și de zăpezirea. Factura pentru combaterea poleiului și îndepărtarea zăpezii în lunile decembrie și ianuarie a fost de peste 200 de mii de euro. Pentru că nu reușește să se închidă financiar, conducerea primăriei analizează posibilitatea majorării taxei de salubritate. Dar, sigur că sunt datorii peste 1 milion de euro la salubritate, sunt datorii și nu ascund acest lucru, analizăm să vedem posibilitatea majorării taxei de salubritate pentru că nu ne mai închidem cu costurile. Pe de altă parte, gradul de colectare al taxei de salubritate în municipiul Suceava nu este de 100%. Numeroși suceveni care își manifestă nemulțumirile pe rețelele de socializare față de modul în care este dezăpezit orașul, nici măcar nu trec pe la caseria primăriei.